Capitolul 40. Ieremia slobod. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului după ce Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a dat drumul din Rama. Când a trimis să-l aducă, Ieremia era încă legat cu lanțuri, împreună cu toți prinșii de război din Ierusalim și din Iuda, care aveau să fie duși în Babilon. Căpetenia străjerilor a trimis să aducă pe Ieremia și a zis: Domnul, Dumnezeul tău, a vestit mai dinainte aceste nenorociri împotriva locului acestuia. Domnul a adus și a împlinit ce spusese, și lucrurile acestea vi s-au întâmplat pentru că ați păcătuit împotriva Domnului și n-ați ascultat glasul Lui. Acum, iată, te izbăvesc astăzi din lanțurile pe care le ai la mâini. Dacă vrei să vii cu mine la Babilon, vino și voi îngriji de tine. Dar dacă nu-ți place să vii cu mine la Babilon, nu veni. Iată, toată țara este înaintea ta. Du-te unde vei crede și unde-ți place să te duci. Însă, fiindcă el zăbovea să răspundă, Întoarce-te, a adăugat el, la Ghedalia fiului Ahikam, fiul lui Șafan, pe care l-a pus Împăratul Babilonului peste cetățile lui Iuda, și rămâi cu el în mijlocul poporului, sau, Du-te oriunde vei vrea să te duci. Căpetenia străjerilor i-a dat merinde și daruri și i-a dat drumul. Ieremia s-a dus la Ghedalia, fiul lui Ahikam, la Mizpa, și a rămas cu el în mijlocul poporului care rămăsese în țară. Ghedalia Când au aflat toate căpetenile oștirilor care rămăseseră pe câmp, cu oamenii lor că împăratul Babilonului a pus ca dregător al țării pe Gedalia, fiul lui Ahicam, și că i-a încredințat bărbații, femeile, copiii și pe aceia din săracii țării care nu fusese răluați robi în Babilon, s-au dus la Gedalia la Mitzpa, și anume Ismael, fiul lui Netania, Iohanan și Ionatan, fiul lui Careah, Seraia, fiul lui Tanhumet, fiul lui Efai din Netofa și Jezania, fiul unui Maacatit, ei și oamenii lor. Gedalia, fiul lui Ahikam, fiul lui Șafan, le-a jurat lor și oamenilor lor zicând, Nu vă temeți să slujiți haldeilor. Rămâneți în țară, slujiți împăratului Babilonului și o veți duce bine. Iată că eu rămân la Mițpa ca să fiu la porunca haldeilor care vor veni la noi. Voi strângeți deci vinul, poamele de vară și unt de lemnul, puneți-le în vasele voastre și locuiți în cetățile în care vă aflați. Toți iudeii care erau în țara Moabului, la Amoniți, în țara Edomului și în toate țările, au auzit că împăratul Babilonului lăsase o rămășiță în Iuda și că le dăduse ca dregător pe Ghedalia, fiul lui Ahikam, fiul lui Șafan. Și toți iudeii aceștia s-au întors din toate locurile pe unde erau împrăștiați, au venit în țara lui Iuda la Ghedalia, la Mitzpa, și au avut un mare belșug de vin și de poame de vară. Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpetenile oștilor care mai erau pe câmp, au venit la Ghedalia la Mitzpa și i au zis, Știi că Baalis, împăratul amoniților, a însărcinat pe Ismael, fiul lui Netania, să te omoare?" dar Gedalia fiul lui Ahicam nu i-a crezut. Și Iohanan, fiul lui Careah, a spus în taină lui Gedalia la Mitzpa, Dă-mi voie să mă duc să omor pe Ismael, fiul lui Netania. Nimeni n-are să știe. Pentru ce să te omoare el și să se risipească toți cei din Iuda, care s-au strâns la tine și să piară rămășița lui Iuda?" Gedalia, fiului lui Ahikam, a răspuns lui Iohanan, fiul lui Careah. Nu face lucrul acesta, căci ce spui tu despre Ismael nu este adevărat. Capitolul 41. Omorârea lui Gedalia În luna a șaptea, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elishama, din neamul împăratului, a venit cu mai mari împăratului și cu zece oameni la Gedalia, fiului lui Ahicam, la Mizpa și au mâncat împreună acolo la Mitzpa. Atunci Ismael, fiul lui Netania, s-a sculat cu cei zece oameni de care era însoțit și au lovit cu sabia pe Gedalia, fiul lui Ahikam, fiul lui Șafan, și au omorât astfel pe acela pe care îl pusese împăratul Babilonului dregător peste țară. Ismael a mai omorât pe toți iudeii care erau cu Gedalia la Mitzpa și pe haldeii care se aflau acolo oameni de război. A doua zi, după omorârea lui Gedalia, pe când nimeni nu știa nimic, au venit din Sihem, din Silo și din Samaria 80 de oameni cu barba rasă și cu haine sfâșiate, care își făcuseră tăieturi în piele. Aveau daruri de mâncare și tămâie ca să le aducă la casa Domnului. Ismael, fiul lui Netania, le-a ieșit înainte din Mițpa și mergea plângând. Când i-a întâlnit, le-a zis, veniți la Gedalia, fiul lui Ahicam. Și când au ajuns ei în mijlocul cetății, Ismael, fiul lui Netania, i-a junghiat și i-a aruncat în groapă cu ajutorul oamenilor care îl însoțeau. Dar s-au găsit printre ei zece oameni care au zis lui Ismael, Nu ne omorâ, căci mai avem merinde ascunse în câmp, grâu, orz, unde lemn și miere." Atunci el i-a cruțat și nu i-a omorât împreună cu frații lor. Groapa în care a aruncat Ismael toate trupurile moarte ale oamenilor pe care i-a ucis, afară de Gedalia, este groapa aceea mare pe care o făcuse împăratul Asa când se temea de Baeșa, împăratul lui Israel. Groapa aceasta a umplut-o Ismael, fiul lui Netania, cu cei uciși. Ismael a luat prinși de război pe toți cei ce mai rămăseseră la mițipa din popor, pe fiicele împăratului și pe toți aceia din popor care locuiau acolo și pe care îi încredințase nebuzara Dan căpetenia străjerilor lui Gedalia, fiul lui Ahikam. Ismael, fiul lui Netania, i-a luat prinși de război și a plecat ca să treacă la amoniți. Dar Iohanan, fiul lui Careah și toate căpetenile oștilor care erau cu el, au fost înștiințați de tot răul pe care îl făcuse Ismael, fiul lui Netania. Au luat pe toți oamenii și au pornit să bată pe Ismael, fiul lui Netania, pe care l-au găsit lângă apele cele mari ale Gabaonului. Când a văzut tot poporul care era cu Ismael pe Iohanan, fiul lui Careah, și pe toate căpetenile oștilor care erau cu el, s-a bucurat și tot poporul pe care îl luase Ismael din Mițpa s-a întors și a venit de s unit cu Iohanan, fiul lui Careah. Dar Ismael, fiul lui Netania, a scăpat de Iohanan cu opt oameni și s-a dus la Amoniți. Iohanan, fiul lui Careah și toate căpeteniile oștilor care erau cu el, au luat toată rămășița poporului pe care l-au izbăvit din mâinile lui Ismael, fiul lui Netania, când îl ducea din Mițpa, după ce ucisese pe Gedalia, fiul lui Ahikam și anume pe oamenii de război, pe femei, pe copii, pe famenii dregători, pe care i-a adus Iohanan înapoi din Gabaon. Au pornit și s-au oprit la hanul lui Kimham, lângă Betleem, ca să plece apoi în Egipt, departe de Haldei, de care se temeau, pentru că Ismael, fiul lui Netania, ucisese pe Gedalia, fiul lui Ahikam, pe care îl pusese împăratul Babilonului dregător peste țară. Capitolul 42. Împotriva lui Ieremia. Toate căpetenile oștilor, Iohanan, fiul lui Careah, Iezania, fiul lui Hosea și tot poporul de la cel mai mic până la cel mai mare au înaintat și au zis prorocului Ieremia, Fie bine primită înaintea ta rugămintea noastră, mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul tău, pentru toți cei ce au mai rămas, căci eram mulți, dar am mai rămas numai un mic număr, cum bine vezi tu însuți cu ochii tăi. Binevoiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate drumul pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut. Prorocul Ieremia le-a zis, am auzit, Iată că mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru după cererea voastră și vă voi face cunoscut, fără să vă ascund ceva, tot ce vă va răspunde Domnul. Atunci ei au zis lui Ieremia, Domnul să fie un martor adevărat și credincios împotriva noastră, dacă nu vom face tot ce ți va porunci Domnul Dumnezeul tău să ne spui fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru, la care te trimitem, ca să fim fericiți ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru. După zece zile, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia. Și Ieremia a chemat pe Iohanan, fiul lui Careah, pe toate căpeteniile oștilor care erau cu el și pe tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, și le-a zis, Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, la care m-ați trimis să-i aduc înainte rugăciunile voastre. Dacă veți rămâne în țara aceasta, vă voi face să propășiți în ea și nu vă voi nimici, vă voi sădi și nu vă voi smulge, căci îmi pare rău de răul pe care vi l-am făcut. Nu vă temeți de împăratul Babilonului, de care vă este frică, nu vă temeți de el, zice Domnul, căci eu sunt cu voi ca să vă scap și să vă scot din mâna lui. Îi voi insufla milă de voi și se va îndura de voi și vă va lăsa să locuiți în țara voastră. Dar dacă nu veți asculta de glasul Domnului, Dumnezeului vostru, și dacă veți zice, nu vrem să rămânem în țara aceasta, nu ci vom merge în țara Egiptului, unde nu vom vedea nici războiul, nici nu vom auzi glasul trâmbiței, nici nu vom duce lipsă de pâine și acolo vom locui. Atunci, ascultați cuvântul Domnului, rămășițe ale lui Iuda. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Dacă vă veți îndrepta fața să mergeți în Egipt, dacă vă veți duce să locuiți pentru o vreme acolo, sabia de care vă temeți vă va ajunge acolo în țara Egiptului. Foametea de care vă este frică se va lipi de voi acolo în Egipt și veți muri acolo. Toți cei ce își vor îndrepta fața să meargă în Egipt ca să locuiască pentru o vreme acolo, vor muri de sabie, de foamete sau de ciumă. Niciunul nu va rămânea și nu va scăpa de nenorocirile pe care le voi aduce peste ei. Căci așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Cum s-a vărsat mânia și urgia mea peste locuitorii Ierusalimului, așa se va vărsa urgia mea și peste voi dacă veți merge în Egipt veți fi o pricină de afurisenie, de groază, de blestem și de ocară și nu veți mai vedea niciodată locul acesta. Rămășițe ale lui Iuda, Domnul vă zice, nu vă duceți în Egipt. Băgați bine de seamă că vă opresc lucrul acesta astăzi, căci vă înșelați singuri dacă m-ați trimis la Domnul Dumnezeul vostru zicând, Mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru, fă necunoscut tot ce va spune Domnul Dumnezeul nostru și vom face. Eu v-am spus astăzi, dar voi n-ascultați glasul Domnului Dumnezeului vostru, nici tot ce m-a însărcinat El să vă spun. De aceea să știți că veți muri de sabie, de foamete sau de ciumă în locul unde voiți să vă duceți să locuiți.